dzieci tak zrobię. No. Panie Boga, pięknie powiem. Przewiada jestem najpierwaczą, co na koni, koni wyszły i wypływ miesięci. Da, da, chyba am găsit un lot de, de jucători, un lot de jucători bun, caractere bune, o mare parte din, dintre ei, dar mă așteptam ca și calitate sau, eu știu, un nucleu de, de, de jucători mult mai, mult mai valoros. Dar ținând cont de situația pe care au avut-o la începutul anului, s-au strâns abia cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Vă dați seama toate jocurile pe care le-au făcut în perioada respectivă au fost foarte mari, ținând cont că au strâns jucători într-un timp destul de, de scurt. Nu a fost timp de o perioadă de pregătire normală, cum se face la o, la o, la o, echipă, la o echipă de Liga a doua. Referim la echipa noastră. I-am găsit, dați seama, ne, făcând perioada de pregătire, i-am găsit într-o deficiență destul de, destul de mare din punctul ăsta de vedere. Am încercat tot posibilul, am făcut tot posibilul să, pe parcursul meciurilor și antrenamentelor care s-au discutat, să îi aduc la un nivel de pregătire fizică bună, atât fizică cât și cea de joc. Am avut, la începutul mandatului meu, am avut o perioadă destul de bună de joc. Mă refer la meciurile pe care le-am disputat afară, la meciul de la Balotești, cât și meciul de la Metalurgia, unde, din punctul meu de vedere, am avut un ghinion fantastic și trebuia să avem cel puțin 4 puncte în plus acum. Dar, ținând cont și de alte probleme pe care le-am avut la club, aceste lucruri se răsfrâng și asupra echipei. Drept dovadă, rezultatele și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru se lasă așteptat. Atâta timp cât voi fi aici, voi face tot posibilul să-i aduc la un nivel de pregătire bun. Face tot posibilul să împărtășesc cam tot ceea ce am acumulat eu în toată perioada asta, cât am jucat fotbal și cât am antrenat. Dar avem problemele noastre, probleme pe care mai tot fotbalul românesc le are în general. Problema situației și echilibrului pentru a face performanță. Financiar. Da. Nu știu cum să spun. Mi-aș dori de toată inima ca acest oraș să aibă o echipă bună, o echipă competitivă și, bineînțeles, un buget unde să-ți poți permite să aduci jucători de calitate, jucători pe care îi poți folosi la un nivel foarte, foarte ridicat. Atâta timp cât nu îți poți permite lucrul acesta, rezultate nu pot apărea peste noapte. De-aia îmi doresc enorm de mult, știu, oamenii de afaceri, primăria, consiliul local, oameni care sunt dispuși să ajute sportul în general, ținând cont că la anul se fac 100 de ani de existența clubului, eu cred că se poate face un efort considerabil de a menține și de a ține echipa în Liga a doua. Altfel, fără bani, fără o susținere mai mare din punctul ăsta de vedere, echipa nu va reuși. Pentru meciul de la Pitești, care e situația lor? Sunt accidentați, suspendați? Am doar suspendați. L-avem pe Vitan, pe Raul Vitan, l-avem suspendat. Nu ne putem folosi de la acest meci. În rest, toți băieții sunt în regulă, sunt capacitați și concentrați pentru a face un meci bun la Pitești, cu un
întâlnim o echipă de tradiție, o echipă cu o calitate din toate punctele de vedere foarte ridicată, atât financiar cât și valoric. Oameni care susțin echipa, oameni care sunt aproape de jucători și, bineînțeles, au și câteva individualități de o calitate, mă refer la, nu știu, calitate mult mai mare, nu știu, ca prin Liga 1. Un antrenor foarte bun, cu experiență mare în România ca și antrenor. Și ce mai avem? În rest, sunt foarte încântat că am reușit să aduc la echipă 3-4 juniori de o calitate bună, o calitate pe care sunt sigur că în viitorul cât mai apropiat o să auziți de ei. Sunt jucători de viitor, jucători care, dacă eu voi rămâne și voi continua acest proiect care îmi doresc să fie bun, o să mă bazez și o să-i pot forța pe viitor. Cine sunt acei? Păi avem, avem pe Ciucureanu, care nu mai are Băluță, Robu, Mihalcea, Niță. Sunt jucători pe care ne putem baza, care au crescut frumos, au crescut în spiritul ăsta al orașului și cu siguranță ne vor ajuta pe viitor. Vivi Gheorghe? Vivi Gheorghe l-am oprit de la efort acum 2-3 săptămâni. Are o problemă mai veche, o problemă el dorit să joace cât mai mult și să o facă să ne ajute. Am recidivat o accidentare la coapsă. Are o întindere musculară care necesită un tratament mai îndelungat. Pe Liviu Gheorghe, nu știu în ce procent vă pot spune dacă ne mai putem baza anul ăsta. Dintre jucătorii străini care au fost aduși în vară, ce impresie ți-au făcut, câți bani au rămas, câți au plecat? Păi am renunțat la mai mulți dintre ei. Am preferat să forțez mai mult jucătorii locali, jucătorii pe care mă pot baza pe viitor. Ținând cont de problemele care au fost aici în trecut, i-am apreciat pentru faptul că au venit să ne ajute, dar ținând cont că nu au fost de un nivel destul de ridicat, am preferat să renunțăm la ei. Iar cei care au rămas, le folosim de ei ca o calitate și ne pot ajuta, pe viitor. Dar vă promit că dacă voi rămâne din iarnă, dacă totul se va stabiliza, dacă vom avea bani, vom avea un buget unde ne putem permite să aducem câțiva jucători de calitate, altfel va arăta echipa. Se poate salva de acea unire? Da. Atâta timp cât vom fi uniți, atâta timp cât ne vom sacrifica puțin și vom veni cât mai aproape de acești jucători și, bineînțeles, de club, pentru că este clubul nostru, al vostru, de un oraș unde trebuie să fie ajutat, ne putem salva. 3, 4, 5 jucători de calitate, un buget bun, o pregătire fizică exemplară în iarnă, iar să fie, eu știu, să mai reușim să câștigăm ceva puncte în plus, să fie diferența dintre noi și ceilalți din fața noastră să fie cât mai mică, se poate salva. Ce crezi care e cel ultimul meci când am condus cu 3-2 și în urmă a fost egal pe final? Ce am simțit ca să vorbim toate 3-5? Eu cred că am avut și puțin de șansă, ținând cont că am jucat 60 de minute în 10 oameni. Pentru mine a fost un efort și o dăruire exemplară, mai ales în partea a doua a jocului, unde pur și simplu băieții s-au supra-solicitat, din toate punctele de vedere.
perioade foarte bune de joc, unde am revenit și am egalat și am condus chiar jocul, dar vă spun, cu puțin mai mare atenția pe final de joc puteam să luăm cele 3 puncte, ținând cont că la 3-2 BB a ratat singur cu portarul, dacă se făcea 4-2, cu siguranță nu mai reușeau să ne întoarcă. Dar mi-am dat speranță că pe viitor, dacă vor juca cum au jucat în partea a doua jocului cu Bacău, vom face probleme mari tuturor adversarilor. Consiliul Județean Bâlila v-a invitat în continuare să mergeți cu proiectul. A spus să refaceți proiectul până când va fi bun, astfel încât să primiți finanțare. Eu fac parte din Marica Organigrama. Pentru că sesiunea de depunere a proiectelor, din câte știu, este încheiată la Consiliul Județean. Deci asta ar însemna că numai la anul puteți să mai mergeți cu un proiect. Nu să cereți detalii. Eu așa știu. Sesiunea de depunere a proiectelor la Consiliul Județean este încheiată. Înțeles. E posibil să mai destină ceva bani, nu mai rămas acolo. Păi da, se poate face rectificare bugetară, dar de asta spune. Nu, deci a rămas ceva bani bugetară. Nu, nu, bani sunt, dar nu se mai primesc proiectele. S-au depus într-un anumit termen. S-a depus proiectul clubului, a fost respins, cum bine știți. Nu se mai poate depune pentru că nu se mai primesc. Potrivit regulamentului că pe Consiliul Județean. Doar dacă modifică regulamentul și vor spune că primesc iarăși proiecte, se poate depune. Dar proiectul a fost bun. Pentru meciul de până acum, cine v-a sprijinit ca să putem să jucăm meciul de acasă, ca să puteți pleca în deplasări, în mare majoritatea deplasărilor la distanțe foarte mari, cu plecări cu ori dinaintea meciului? Foarte bine să fie cineva de grup. Eu vă spun din discuțiile cu ei, contul bar personal pe celor din grup. Vreau și eu să văd când vă fac ceva din grup despre chestiile astea. Chiar mă depășesc asemenea probleme, pot doar să discutăm despre ce nu s-a reușit să se facă până în acel moment. Pe partea de finanțare, pentru că eu am încercat să le arăt celor de, și cred că știți cu toții, am fost și la primărie, am fost și la Consiliul Județean să discutăm pe tema finanțării. Din păcate, ele au ieșuat din punctul meu de vedere. Păi de la primărie luați bani în continuare. Nu vă înșelați. Păi cum să mă încerc? Păi, primarul a spus că nu mai dă bani. Vă mai dă de la an. Nu acum. Este un proiect de hotărâre care să spune. Dacă ați fi discutat cu domnul primar, cu conștiință de cauză, ați fi citit declarația. Păi am fost acolo când a fost dat declarația. Domnul primar a spus că nu mai dă niciun ban la acest club de fotbal pe motiv că a intrat în insolvență. Nu a spus de la anul. A spus că nu mai dă bani. Deci nu are cum să nu mai dă bani din moment ce este proiectul, a trecut proiectul. Deci banii se vor da. Citiți cu atenție declarația domnului primar. Și mai e o tranșă de dat sau s-a dat și tranșă? S-au depus... S-au depus de bani, cu ce vorbă e asta? Nu este niciun loc de la citit. Penal! Da, și eu tot așa am înțeles. Vreau să fac. Citit declarația la urmă, pentru că nu întâmplător, și bine că am avut discuția asta, nu întâmplător, noi, Asociația Suporterilor, am avut reacție în acea zi, la declarația publică a domnului primar. Am fost catalogați ca mafioși, dar asta e o altă discuție. Nu suntem mafioși, vă asigur de aspectul ăsta. Eu zic că suntem oameni onorabili. Și nu vrem să distrugem, chiar vrem să ajutăm și dezinteresat. Nu avem alte interese, nu avem decât. Ne place fotbalul, ne place sportul, îl susținem și îl vom susține în continuare. Deci, legea spune așa, odată ce un proiect a fost aprobat, votat de consilier, mă lăsați și cum îți vorbesc ca să vă explic despre de ce v-am făcut mafiot. Ca să ne înțelegem. Odată ce a fost făcut de chestia asta, da, cu ghilimele de dumneavoastră. Nu am văzut ghilimele, din păcate. Da. Odată ce s-a votat chestia asta, nimeni nu poate să vă ia banii aia. Dar nu ia. Nu se mai dau. Nu are cum să vă vin mai dea, pentru că s-au votat. S-a votat chestia asta. Asta știu și eu foarte bine, dar declarația... Nu ia, era, dar în conferința de presă l-a întrebat pe prima.
veți mai acorda de acum încolo bani la Dacia Unire? Și a spus nu, până când nu vor ieși din insolvență. Nu a spus banii care i-am votat la începutul anului nu le mai dau. Dar nici n-am precizat, Mădălina. Deci nu o să le mai dau. Cumpără cu tine. Păi și eu cumpără cu tine. Nu o să le dea niciun bani. Vă rog să vă interesează la primărie ce se întâmplă cu deportul depus de club și care, din câte știu, este depus la primărie să nu au aplicat și bani. Păi, nu știu. Depus și care deport? Al doilea sau al treilea? Ultimul, depus acum. Din, nu pot să vă spun că este o informație sigură, dar din câte știu eu s-a și primit o adresă de la primărie că nu se va deporta acest linear, imediat după ce s-a deschis procedura de insolvență. Este o informație neoficială, vă rog să catastrare. Vă rog să verificați. Vreau cu cineva de la club care să-mi dea numărul de adresă ca să pot să verific și eu. Nu, să verifică la primărie și de mărămuri. Probabil, sper să fi revenit asupra acestei adrese, că s-au făcut discuții pe tema asta. Inclusiv eu am discutat, nu pot să vă spun cu cineva o fel discuții neoficiale. Încercăm să intrăm în legalitate, ca să spun așa, să mergem pe cadrul legal. Care ar fi soluția să ieșiți din insolvență? Ce a fost de lege, de plata datoriilor, dar eu revin la, partea de finanțare actual. Cu siguranță cunoașteți că asta vă este profesia. Este perioada în care se creează bugetele pentru anul viitor. Eu tare curios sunt să văd ce se prevede în bugetul primăriei, ce se prevede în bugetul Consiliului Județean pentru activitate sportivă, pentru că și iarăși revin și răspund tuturor celor care ne critică și pe noi Asociația Sportelor foarte mult că cerșim bani. Nu cerșim. Sportul, ca și orice altă activitate, este de interes public local. Vă rog să citiți legea administrației publice. Sportul este o activitate de interes public local. Sportul produce. Nu doar cheltuie, dar investițiile trebuie să obțină un cap. Uitați-vă la infrastructură. Și revin la partea de finanțare. Ieri am discutat cu cineva de la Galați, un club Oțelul Galați, numai de la începutul sezonului, și Oțelul Galați este în sezon în Liga 3, numai de la începutul sezonului acestui campionat, primăria Galați a alocat 1 milion de lei, 10 miliarde de lei vechi. Faceți noastră comparație cu sumele alocate de autoritățile din Mărăina și cele alocate din Galați. Vedeți infrastructura care o are orașul Galați și eu cred că veți trage singur concluzii. Ați spus că sportul produce nu doar cheltuie. Vă referiți la faptul că produce jucători sau produce produce din toate punctele de vedere, sănătate. Gândiți-vă că acest club... Pentru societate, sănătate, că acest club, imaginea Brăilei. Da. Acest club are 9 grupe de copii și juniori. Sunt peste 200 de jucători. Ce facem cu la Dacia? Nu. Ce facem cu acest copii? Îi trimitem să se joace la calculator fotbal? Pentru că ei vor să facă sport, vor să facă fotbal. Dacia Unirea nu se arăta echipa din Liga a doua. E vorba de finanțarea clubului. Nu doar a jucătorilor, nu doar a echipei din Liga a doua. Se promovează juniori. Îi promovăm. Dar ce facem cu ei? Dacă acest club se desfințează. Pentru că toată lumea spune, de ce s-au adus jucători străini sau jucători din altă parte, nu s-au promovat copii. Păi, uitați-vă, unde se antrenează copii? Există infrastructură sportivă în Brăila? Toți copiii se antrenează aici. Gazonul arată așa cum arată. La Progresul, și interesați-vă, vă rog, la Progresul, de când era domnul Simonescu primar, s-a ajuns la o convenție cu Federația de Fotbal, primăria să facă tribunele, Federația vine cu suprafața de joc. În ce stadiu este acel proiect? Sunt 2 ani și jumătate când ați văzut că s-a mișcat ceva? Nu s-a mișcat nimic. La Chimia, stadionul din Lacu Sărat, copiii se antrenau acolo tocmai pentru a se proteja gazonul de aici. Știți foarte bine cum a arătat gazonul în vară și noi, asociația, aveam un rigider. La Chimia, din dispoziția verbală a privatului primărie, s-a pus la cătul pe acel teren și copiii n-au mai fost lăsați să se antreneze acolo. De ce? Pentru că vrem să facem rău. E o altă explicație nouă. Dacă mergem să... sau dacă tot timpul criticăm și împiedicăm o activitate, stăm cu toți acasă, ne vedem fiecare de treaba lui și nu mai facem nimic. Stăm la calculator, ne întâlnim